70. Так ну, ми ще там, тут до мене шапки, кілограм на водки, вона ж і нова. Чим? Чим? Ти ще не ордикати мене, то дати до ордикати. Pentru domnul meu, n-aș vă rog frumos, votați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De acord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu văd. Nu, nu, nu. Dar nu ca Petru, mai bine, mă, de trebuie. Dacă domnul meu n-ar vădă, mă, nu luați în cap. S-a obținut? Împotrivă? Câți consilieri suntem? 18. A doua propunere. Cine este pentru ca domnul Mihai Sava să fie președintele ședinței de astăzi? Vreau să spun. Se zice că e obținut, mai ales. Nu. Nu. S-a obținut? Încă o dată nu mai ales. Dacă s-a obținut domnul Vasile, înseamnă că nu ar trebui voce, că rămân loc. Dacă suntem 8. S-a obținut la primul loc cu votare. Logic să votați pe prima candidatură și... Pe cine? Două candidaturi tot nou? Da. Eu nu pot să votez, sunt consilier, sunt doar ambii candidaturi. Cum ai spus? Noi am candidaturi. N-are drept să votez două ori. Nouă la nouă, e pentru 8 la 9. Nouă la nouă, s-ar trebui altă propunere. Altă propunere. Și nu propus. Și mai propune mai departe. Propune mai departe. Ați fost propunere și cum ies la vot. Domnul Spitul. Părință. 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 Mai fă propune? Asta voi lisați că suntem. Mai fă și alți propune? Și să nu să punem la vot candidatura domnului Ursu. Punem la vot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru domnul Grigori Studor. La vot. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vine, să facem poza cu Poiana. 7. Gata. 7. Păi inginer vine acolo aia. Mai numai răzut dată. Nu mă, cum încă o dată 7? Tot acelea persoane mă dată. Păi dar până mă chiază, mă, tot acelea răzut. N-ați putut ieși. Hai, vine mix. Să vă mulțumesc. Pentru domnul Ornaș, 9. Pentru domnul Mihai, 9. Pentru domnul Ursu, 9. Pentru domnul Grigoriț, 7. Mai 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6. S-a obținut? Împotrivă? Punem la vot candidatura domnului Sergiu Midoni. Fericirea noastră. Nu, nu este miezul. Uitați-vă bine. Să știți că acolo e asta. Și unde asta? O lumea de ea. Da. Vă mulțumesc pentru că m-am înainte de a începe ședința de astăzi să ne ridicăm, să onorăm la fel. Dacă îmi permiteți să duc ședința așezat? Nu, niciodată. Da. Eu n-am terminat cu asta până la urmă. Dacă îmi permiteți, eu mă așez. Unii la vot. Bine, astăzi la ordine de zi venim cu următoarea program. Ordine. La ordine de zi avem următoarea program. O avem. O avem, da. O aveți toți în față. Îi dăm citire sau... Nu. Dacă cineva are de adăugat, rog să dați propunere. Dați atunci să o primim ca bază și apoi cu, revenim cu completări. Cine pentru aceea să primim ca bază ordine de zi, rog să votați. Domnul Ședinte, eu vreau cu propunere. Apoi după ce o primiți ca bază, să fii... Nu, dacă nu mergi cu vorba la bază. Nu mergi cu bază, pentru că nu mergi cu bază. La ordine de zi. Eu de acum am rugat să votați pentru ordine de zi și după asta ea vă dau cu vot. Care propus corect ești? Rog, care este pentru ce exprimăm ca bază ordine de zi care o avem în fața noastră? Vă rog frumos, ridicați mâinile mai sus, pot număra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cine s-a abținut? 12, 5, 6. Eu văd. 6. Cine este contra? 6, și acum rog să adăugați la... Da, domnul Bărbă. Președinte, stimați consilieri, înainte de a începe ședința propriu-zisă, vin cu o propunere în fața Consiliului ce ține de respectarea legii privind administrația publică locală. Mă refer la articolul 16.3, articolul 17, privind transparența ședinței Consiliului.